Tragedie pentru o femeie din Neamț care și-a găsit fata decedată în camera ei. Polițiștii nemțeni au fost sesizați prin apel de urgență cu privire la faptul că în comuna Doljești, cadrele medicale de pe ambulanță au constatat decesul unei tinere de 20 de ani. Potrivit serviciului de ambulanță, tânăra a fost găsită în stop cardiorespirator. Din păcate, nu a răspuns la manevrele de resuscitare cardiorespiratorie. Mama tinerei ar fi adus în dimineața zilei de 7 martie micul dejun în cameră, respectiv lapte cu cereale. Ulterior, tânăra s-a înnecat cu fulgii de ovăz. Femeia a sunat de urgență la 112, dar cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a salva viața tinerei și au declarat decesul. Tânăra era studentă la Facultatea de Geografie din Iași, iar reprezentanții facultății au anunțat decesul acesteia pe pagina de Facebook. Cu durere în suflet, vă anunțăm că ieri a trecut în neființă studenta noastră de la specializarea Geografia Turismului anul 3, Farcaș Diana Andreea. Transmitem condoleanțe prietenilor, colegilor și tuturor celor care au fost aproape. Dumnezeu să o odihnească în pace, relatează mesajul.ro.